Aveam o durere de cap insuportabilă. Tâmplele îmi pulsau, iar câteva raze de lumină puternică îmi intrau printre pleoape, de parcă cineva ar fi ținut un bec îndreptat direct spre ochi. Nu puteam nici să dorm, nici să mă ridic. Am chemat ambulanța de 3 ori. Era decembrie 2017. În 3 zile mi-am pierdut vederea. De la 100% am ajuns la întuneric. Nu vedeam nimic cu ambii ochi și nimeni nu știa de ce. Mă gândeam că nu va dura mult. O zi, o săptămână, o lună. Credeam că e o glumă, că doar nu poți să-ți pierzi vederea așa brusc. Așa credeam peste un an, apoi peste doi. La început îmi era rușine că nu văd. Nu pot să-mi explic de ce simțeam asta. Aveam impresia că toți se uită la mine, iar șoaptele lor îmi răsunau în ureche. Sărmanule, nu vezi. Lumea din jurul meu sunt doar voci și beznă, iar ciripitul păsărilor mă anunță că e dimineață. În schimb, visele mele sunt colorate. În ele văd și uneori nici nu vreau să mă trezesc. Mai cred și astăzi că vederea o să mi se întoarcă într-o dimineață. Mai întâi vor fi niște umbre, pete de lumină, după care am să întorc capul în dreapta și o să-mi văd iarăși soția. Așa visesc că o să mi se întoarcă ceea ce am pierdut cu 3 ani în urmă.